Săptămâna trecută am avut o experiență tragică, reîntâlnirea cu familia Amato, în condițiile în care ne-am reîntâlnit cu ei. Am avut și o experiență pozitivă, pentru că m-a încurajat ideea că avem totuși o lumină de ținut sus. Și vreau să spun că am realizat, am conștientizat că avem o lumină, o făclie de ținut sus, într-un context în care am ascultat o predică din care am înțeles că locul lui Andrei este în iad și să fim siguri că iadul există, există totuși o șansă pentru el, întrucât oarecum a fost acceptabil pentru pastorul local și pentru acea biserică locală. Și de asemenea că problema drogurilor în America e problema cu satana. Doar. Eu deja avem nevoie de puțin exorcism în privința asta, nimic altceva. Și aș vrea să spun că mi-am dat seama că Evanghelia noastră, într-adevăr, ceea ce spune, în esență cel puțin, implică o anumită curățenie, o anumită claritate, o anumită recuperare a mesajului original al lui Iisus Hristos, care a fost pierdut, așa cum se pierde tot în 2000 de ani de creștinism. Și m-am bucurat chiar, m-am bucurat sincer când un cuplu care arăta ceva mai civilizat decât, să zic, media în zona aceea din Wisconsin, a venit la mine și a apreciat mesajul, care nu este al meu, este cel al Evangheliei pe care am înțeles-o. Așadar, să avem încredere în faptul că avem ceva de dat și ceva de dus. Și pentru că vorbim și de venitul la biserică, aș vrea să spun că refuz să îi ameninți pe oameni că își pierd mântuirea dacă nu la biserică, pentru că falsă Evanghelia. Este vorba despre a crede într-o misiune pe care dacă nu o înțelegi și nu crezi în ea, practic aș vrea să spun nici n-ai de ce să vii la biserică. Da? Ne numim la biserică să ne câștigăm mântuirea. Este o superstiție. Ne vin la biserică pentru că credem că avem o misiune comună. Și tocmai despre aceasta vreau să vorbim acum. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia la Cartea Faptelor, la un text pe care l-am studiat astăzi la lecție. Fapte 24 cu 14 vorbește Pavel în fața lui Felix și a Sinedriului. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care o numesc partidă, eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. O întrebare. Slujea cu adevărat Pavel Dumnezeului părinților săi? Era religia lui Pavel o religie de tradiție patriarhală, ca să zic așa? Altă întrebare. Credea Pavel tot ce este scris în lege și în proroci? Răspunsul meu este da. Numai că se pare că răspunsul acesta nu-i convinge pe cei mai autorizați să vorbească despre legea și prorocii. Și aceștia sunt teologii iudei. În secolul XVIII, un evreu luminat, numit Moses Mendelssohn, a șocat lumea creștină atunci când a dovedit că Iisus a fost iudeu ca religie, n-a fost creștin, și mai mult decât atât, a dovedit că Iisus a fost fariseu. Și cuvântul fariseu este un peorativ. Era încă un peorativ în cercurile creștine. Dar Mendelssohn avea argumente foarte puternice, fiindcă știa despre ce vorbește. Și cu timpul lumea creștină a acceptat ideea aceasta că Iisus a fost evreu. Chiar cartea Hristos, Lumina Lumii, este o carte mare, nu fiindcă a fost dictată de Dumnezeu, așa cum și pe unii probabil, cartea n-a fost dictată de un înger. Este o carte mare că a fost inspirată dintr-o biografie a lui Iisus scrisă de un evreu convertit la creștinism din America. Și Ellen White susține teza acestui evreu, care are destul de populară în secolul XIX. Acum, Philip Yancey e clar că a popularizat-o în cartea de Jesus I Never Knew. Sau, dacă vreți, Galileanu, versiunea românească. Așa. Deci, ideea pe care Ellen White a preluat-o și a dezvoltat-o este că Iisus a fost într-adevăr un credincios evreu. Și acesta este faptul. Așa că dacă vă luați timp și mergeți pe YouTube și ascultați comentatori evrei, ce mi-a autorizat să vorbească, bineînțeles, de relațiile Iisus cu iudeaism, vor spune, da, Iisus a fost evreu, da, Iacob a fost evreu, da, Petru a fost evreu, da, prima biserică de la Ierusalim a fost o sectă iudaică, însă Pavel, ce crezi că vor spune? Nu. Pavel nu a crezut tot ce spune legea și prorocii. Pavel nu a fost evreu ca religie.
vă refer aici la neam. Pavel nu a slujit Dumnezeului părinților săi. Dumnezeul lui Pavel e mai aproape de, să zic, de Dumnezeul părinților bisericești, de formula trinitariană și chiar de Dumnezeul grecilor, decât de Dumnezeul părinților săi, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov. Și aș vrea să spun că argumentele sunt foarte solide. Minte Pavel atunci când spune: eu cred tot ce este scris în lege și prorocii și slujesc Dumnezeului părinților mei? Cu siguranță că nu minte. Și aș vrea să încep mai întâi cu Dumnezeul părinților mei. O să dau un exemplu de scriptură și un exemplu anecdotic din viața mea personală. Iisus le vorbește iudeilor despre Ioan Botezătorul, când Ioan Botezătorul a fost închis. Și le spune: cu ce voi asemenea neamul acesta de oameni? Voi asemenea cu niște copii care stau în piață și cântă, strigă unul către altul. E un fel de joc, da? O dramă, da? V-am cântat de bucurie, n-ați dansat, v-am cântat deja, n-ați plâns. A venit Ioan nemâncând și nebând și a spus: are drac, adică e fanatic religios. A venit fiul omului mâncând și bând, da? Se amestecă cu poporul, e de viață, ca să zic așa. Și a spus: iată un bețiv și un gurmand, prieten al prostituatelor și al vameșilor. Deci o contradicție. Dar, spune Iisus, înțelepciunea a fost îndreptățită de fiii săi. Adică, ce ne spune Iisus, să nu crezi că este o contradicție între Ioan Botezătorul, între austeritatea ascetică a lui Ioan Botezătorul și caracterul, să zic așa, gregar al lui Iisus. Nu este nicio contradicție. Înțelepciunea este aceeași. Iisus este un pas mai departe decât Ioan Botezătorul, dar merge pe aceeași linie. Am avut această întrebare, eram pastor la București și pastor la Berlin și era acolo un grup de bătrâni, pastori pensionari, consilieri pensionari, plus câțiva laici, informatori la securitate nepensionari, care se adunau acolo și toți aveau niște figuri foarte imposante și așa mai departe. Și unul dintre ei mi-a spus odată, eram în cabină, dacă cunoașteți biserica Labirint, aceștia stau în cabine, erau cabine, era camera dinăuntru a templului, ca să zic așa, nu se amestecau, soțiilor stăteau singure. Și în timp ce pregăteam formația la vor în cabină, unul dintre ei mi-a spus: l-am cunoscut bine pe tatăl tău. Mă bucur. Zice: da, tu calci pe urmele lui? Zic: nu. Sunt un pas înainte. Da? Zic: și nu cred că este normal ca copiii să calce pe urmele părinților. Mi se pare normal ca copiii să învețe de la părinți și să meargă un pas mai departe. Așa că zic, merg un pas mai departe. Pavel are dreptate când spune: slujesc Dumnezeului părinților. E discutabil. Dacă Dumnezeul părinților lui Pavel este un Dumnezeu viu, este normal ca Pavel să nu fie nici ca Avram, nici ca Isaac, nici ca Iacov, nici ca Elie, da? Să fie ceva mai mult. Chiar și Iisus le-a spus ucenicilor: veți face lucruri mai mari decât mine, da? Duhul să vă învăța lucruri noi, nu? Deci Iisus este descris spre viitor, în niciun caz nu spune: v-am dat o dogmă, aveți grijă să o părăsiți, nu, dezvoltați-vă. Așa că este Pavel, crede Pavel tot ce este scris în lege și proroci, așa cum am spus, dacă veți consulta diverse teologi evrei pe care îi găsesc cu siguranță pe internet, vă vor spune: nu. Pavel în mod clar nu a crezut ce spune legea și proroci. Eu spun că Pavel a crezut ce spune legea și prorocii. Dați-mi voi să pun o întrebare. Credeți că Iosua a oprit șoarele și luna deasupra unui oarecare județ marginal din Palestina, o zonă probabil mai mică decât Chicago? Credeți acest lucru? Eu cred. Aș vrea să spun, credința mea, se agață de un adevăr care este cuprins în acest text. Și adevărul nu este că pământul e plat, nici că soarele se învârte în jurul pământului, în niciun caz.
Nici că e atât de, nici că la 30 de km distanță de pământ. Deși cineva care spune cred tot ce spune legea și prorocii poate trage această concluzie din text. Însă când eu citesc toată această istorie, învăț ceva. Învăț un adevăr profund care poate că nici măcar autorul nu este conștient de el. De el învăț, din el. Pentru că Biblia este o carte vie. Și așa să vă invit să deschidem la Evanghelia după Marcu, capitolul 4, și să definim adevărata credință a Cuvântului Dumnezeu. Marcu 4, versetul 26. El a mai zis, cum părăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur. Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea greu, de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. Omul are aici doar două roluri. Unul să arunce sămânța și altul să secere. Între acestea două, există aici câteva verbe foarte, foarte importante. Primul este fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Al doilea verb important este pământul rodește singur. Este extraordinar aici. Bun. Deci, practic, ce spune Iisus aici este că cuvântul, pentru că sămânța este clar cuvântul, nu-i așa? Cuvântul și, mă rog, este aruncat într-un mediu. Am spune, pământul este lumea, da? Țarina este lumea, spune Iisus, da? Este mediul în care este aruncat cuvântul și dacă sămânța este cuvântul, aici vorba, simbolurile sunt identificate clar în celelalte pilde ale Mântuitorului, deci nu e nevoie ca să le mai traduc. Cuvântul este sămânța și țarina, pământul este lumea care este teren prietenos sau neprietenos seminței. Însă, noi plecăm de la o dihotomie falsă. Cuvântul este bun și lumea este rea. Lumea e rea, da? Și aruncăm sămânța în lume, fiindcă sămânța e bună, adică Biblia e bună, cuvântul e bun, religia e bună, lumea este rea. Iisus spune altceva. Pământul rodește singur. Există o anumită putere creatoare în lume, fără de care Biblia n-ar avea nicio putere. Și această putere creatoare nu trebuie ignorată. Asta în primul rând. A crede în cuvântul lui Dumnezeu, a crede în tot ce spune legea și prorocii, implică pentru mine a crede că și altele există putere creatoare nu numai în Biblie, dar și în alte lucruri care țin de lume. Am întâlnit de câteva ori în viața mea câteva cazuri de creștini care și-au ars cărțile. Nu știu dacă ați întâlnit cazul acesta. Cineva de fapt a hotărât să facă o reformă, i-a dat de biblioteca, o bagă pe foc și spun, hai, stai puțin, dă-mi o mie. Nu, asta e pentru foc. Nediscrimină. Tot ce e acolo merge la foc. Și părău spun, ok, atunci măcar vin de la anticariat. Niște bani, nu vreau să perpetuez o travă. Totul trebuie ars. Și omul face un foc în curte, se roagă la Dumnezeu și dă foc la toate cărțile. Acum, Biblia și Spiritul Profetic. Asta este lecțiunea, carte de cântări, în fel și câteva. Și asta este toată asta, pentru că nu vreau să mintea mea să fie otrăvită de... Credeți că persoana aceea a făcut, să zic, un fel de... scuzați. Credeți că persoana aceea a băgat pe foc doar lumea sau implicit a băgat pe foc și Biblia? Ce ziceți? Deci, poți să semeni sămânța și până să fii cu un plug să întorci toată brazda, să o încarci cu lopata într-o remorcă, să o duci, să o arunci undeva și să spui că ai semnat sămânța și sămânța mai crește? Nu. Biblia are nevoie de lume. Este o relație de simbioză. Pământul rodește. N-ai cum să...
Și dovada cea mai bună este că atunci când întâlnești astfel de creștini, și cred că întâlniți creștini care își ard cărțile la figurat, dacă le ard pe la propriu, când întâlnești astfel de creștini, observ că ei sunt incapabili să înțeleagă Biblia. Aici este o problemă. Aveam o problemă cu o soră care vedea cu Biblia la mine și mi-a zis, uite ce scrie aici. Paharul pe care, binecuvântat, pe care îl veți, nu este el sângele lui Iisus Hristos. Nu este. Deci zice, au dreptate ortodoxii, Biblia noastră ne spune că paharul nu este sângele lui Iisus și ca atare, Biblia noastră e greșită și o să mă întorc la Biserica Ortodoxă. E interesant că întoarcerea la Biserica Ortodoxă s-a făcut pe cel mai strict principiu protestant. Biblia și numai Biblia. Femeia a luat Biblia. Bun. A fost imposibil să explic aceste femei ce e o întrebare retorică. Paharul binecuvântat nu este el sângele lui Hristos, semnul întrebării. Nu-i așa? Frate, aici scrie nu este sângele lui Hristos. Cum ajunge cineva la asemenea îngustime de minte? Fiindcă a cunoscut o singură carte în viața lui, Biblia și numai Biblia, și omul nu-și mai știe să citească sau să înțeleagă ce scrie în Biblie. Așadar, lumea este bună. Și nu există puterea Evangheliei acolo unde cineva se izolează de lume. Și aici vreau să atrag atenția asupra un alt aspect. Am spus la început că noi avem o lumină de ținut sus, o lumină foarte clară și sunt convins de aceasta. Însă această lumină nu are nicio putere dacă e ținută sub obroc și s-au pus azupat. Și atunci când o biserică devine o sectă, un cult, devine o lume îngustă care se izolează de restul lumii, considerând că așa își păstrează lumina, de fapt își asfixiază lumina. Lumina nu poate să ardă strălucitor decât atunci când are oxigen, adică când nu e pusă sub obroc, când ferestrele sunt deschise, când este în spațiu deschis, atunci lumina luminează. Al doilea rând, Iisus ne spune că fie că doar în noapte, fie că stă trea ziua, sămânța încoltește și crește fără să știe el cum. Când vorbim despre puterea cuvântului lui Dumnezeu, înțelegem că e vorba despre o putere care depășește teologia noastră sau dogma noastră. Deci acest fără să știe el cum. Ne spune că de fapt atunci când noi scriem, ok, ce credem noi? 29 de puncte. 1. Pac, credem asta. 2. Credem aia altă. Pa, și așa mai departe. Până la punctul 29. Asta credem noi. Noi repetăm greșeala pe care a făcut-o creștinismul pe timpul lui Constantin. Și care a fost greșeala creștinismului. Îl putem ierta pe Constantin pentru această greșeală. Constantin, după ce a dat edictul din Milan și a dat seama că totuși biserica are o problemă. Că a legitimizat în Imperiu o biserică care tot timpul se ceartă între ei pentru care este adevărul. Și Constantin și bun, v-am dat libertate, v-am dat statut egal cu celelalte religii. Dar de bine de rău, grecii nu se ceartă tot timpul dacă zeul este mai mare decât Apollo, de exemplu. Romanii nu se ceartă pentru relația între Jupiter și Marte. În sfârșit, nici egiptenii nu au probleme cu Isis, cu Horus, cam toate aceeași mitologie. La voi însă este o nebunie. Tot timpul vă certați între voi, vă acuzați de regie, vă contraziceți și ziceți ceva. Noi romanii iubim ordinea. Vă atunați la Nicea, punem cap la cap și hotărâți care e crezul vostru. Ce nu este crezul creștin, afară. Și lăsați-se pe mine că toate jocuri, da? Pentru că eu știu cum să rezolv problemele de dizidență. Ce este crez creștin, îmi puneți pe hârtie ca să știu care este crezul creștin. Ce nu realiza Constantin? Ce mi se pare că nu realizează lumea contemporană? Și ce nu realizează lumea contemporană? Lumea contemporană are un cult al diversității. Recunoașteți acest lucru, nu-i așa? Chiar am citit săptămâna trecută unul dintre marile nonsensuri pe care a scris un vecin de-al meu, se pare, sau vecină, nu știu dacă e vecin sau vecină, mă rog. A fost bărbat, acum e femeie, ok? Și nici măcar arată ca o femeie frumoasă, adică e arată groaznic. Când te uiți, că m-am uitat în poză și cred că l-am recunoscut pe stradă, sau am recunoscut-o, să fiu corect politic, am recunoscut-o pe stradă, așa, la Whole Food, unde ăștia sunt foarte vegetarieni, știți, toată ea. Și a scris un manifest numit, căutați pe internet, Post-Meritocracy Manifesto. Da? The Post-Meritocracy Manifesto. Manifestul post-meritocratic. Adică ideea în scurt.
Pe mine nu mă interesează dacă ești bun la job-ul tău. Dacă ești bun programator, dacă ești bun inginer, dacă ești bun software developer, nu mă interesează. În primul rând mă interesează diversitatea. Da? Adică să fie cât mai divers. Dacă înțelegi ce vreau să spun, da? Fiindcă era foarte bine cunoscut. Foarte interesant. Această diversitate criminalizează singura diversitate care contează cu adevărat. Știți care este aceasta? Diversitatea în gândire. Deci singura diversitate care poate îmbogăți cu adevărat gândirea omenească, civilizația, cultura, ce vreți dumneavoastră, este diversitatea în gândire. Această diversitate este criminalizată în timpul nostru. Cred că se scoșesc de acest lucru. În schimb, apare, ce e bine, diversitatea în orientare sexuală, diversitatea rasială, mă rog, nu am nicio problemă, vreau să spun, nu sunt un bigot, ok? Accept orice. Orice m-am învățat, nu sunt prea bătrân să nu accept lucruri noi, m-am învățat. Dar, unde este diversitatea în gândire? Bun, asta a făcut Constantin. Și priesterica creștină și-a ucis tocmai ceea ce a făcut să fie o forță în Imperiu, că a câștigat Imperiu. Acea diversitate de idei în care făcea ca fiecare creștin în ultima instanță să aibă gândirea lui individuală. Și a instaurat ceea ce avem și noi astăzi, pentru că noi spunem, luăm marea luptă, spunem, noi nu suntem sub Constantin că nu ținem duminica. Ba, suntem sub Constantin. De ce suntem sub Constantin? Că avem un crez. Și îl impunem. Suntem sub Constantin, punct. Asta este sabia lui Constantin. Așadar, vorbeam cu un tip foarte interesant în Delta Dunării, la Maliuc, pe canalul Sulina, dacă vă spune ceva. Omul făcuse vreo 20 de ani de pușcărie, acum era undeva pădurar pe acolo, prin Delta Dunării, un tip foarte interesant, cu o barbă mare, foarte cult, de altfel, foarte cult, rus sau găgăuț, ceva ca origine, care era, îl găseai totdeauna cu Biblia și cu sticla de vodcă pe masă, când mergea la el la cabană, și îmi spunea, domnule, zice, dumneata ești creștin? Zice, da, sunt creștin. Nu ești creștin. Și creștinul, cel care crede cu adevărat, tu nu crezi. De ce? Păi de ce nu crezi? Spune de ce tu nu crezi. Pentru că tu crezi ce spune biserica ta. Eu am credința mea. Ai credința adevărată. Era un oarecare adevăr în ce spunea el, da? Adică creștinismul natural lui implică o credință personală, care se dezvoltă personal. Așadar, Pavel credea tot ce spune legea și prorocii, dar credința lui era putere personală. El credea, și dovadă că credea este că observa că anumite lucruri nu merg. Și pentru că observa că nu merg, încerca să le înțeleagă altfel, să le interpreteze. Și asta e semn de credință. Atunci când nu-ți pasă, n-ai nicio credință, doar repezi ca un papagal ce spune alții, nu-ți va scapă că anumite lucruri nu merg, nu se leagă. Asta este, asta am învățat. Merg mai departe. Hai să merg mai departe. Așa, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea greu, de plin în spic. Ce ne spune Iisus aici este că cuvântul lui Dumnezeu e ceva ce se schimbă. Și aici atac principalul vițel de aur sau vacă sfântă, la care ne închinăm noi tot timpul, ca evrei în pustie. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă, ba se schimbă. Ce nu se schimbă? Comparați cu greul și probabil că Pavel n-avea limbajul modern, dar îmi permit să împing analogia în secolul 21. Ce nu se schimbă? Sămânța germinează, apoi este un fir verde, apoi este tulpină, apoi bobul de grâu, apoi se coace. Spuneți în ce nu se schimbă. Hai că sunt în secolul 21. Bun, procesul merge înainte, dar ce nu se schimbă în grâu? Se schimbă forma, se schimbă fenotipul, ce nu se schimbă? ADN-ul, genotipul nu se schimbă, da? Deci ce este sămânța? Sămânța e ADN-ul până la urmă. Noi recunoaștem lucrul acesta. Pavel n-avea limbajul nostru. Hai să împingem comparația puțin înainte. Noi recunoaștem că ceea ce definește o specie este ADN-ul ei, nu ceea ce vezi în afară. Da? Noi nu spunem că un iliac este pasăre, fiindcă are aripi și are sânge cald, nici nu spunem că un delfin e pește. Pentru că luăm lucrurile ca ADN, nu ca formă exterioară. Așadar, ADN-ul nu se schimbă și când Pavel spune... Eu cred tot ce spune legea și proroci. Spune, eu înțeleg că ADN-ul credinței lui Avraam, Isaac și Iacob a rămas când s-a părinților mei. Dar forma în care se manifestă se schimbă mereu atâta vreme cât este viu.
în momentul când va înceta să se schimbe, însemnează că este mort. Și deocamdată n-am ajuns să punem secera. Încă creștem și pentru că creștem, credința implică o credință în caracterul viu al cuvântului Dumnezeu și asta implică că se schimbă și ceea ce se schimbă nu este litera, bineînțeles, litera rămâne aceeași, că a fost scris. Ceea ce se schimbă este felul cum citim. Așa, de aceea îl întreabă Iisus pe învățătorul legii, ce e scris în lege, cum citești în ea, da? Dacă tu nu poți să citești legea diferit decât ai învățat la școala ta de Tora, însemnează că tu nu ai credință. Tu trebuie să vezi acolo ceva nou, ceva ce crește. Bun, prietenul meu, Sorin Petrov, a ținut de curând o predică în care mi-a spus că președintele Ted Wilson și-a lăsat barbă ca să recapteze spiritul secolului 19. Aș vrea să vă povestesc și o întâmplare personală. Eram 70 și nu știu cât, eram în Dobrogea cu stupii și mi-a crescut barba. Mă duc la Constanța să mă rat că era vineri și vreau să merg și la biserica din sat și nu puteam merge cu barba. Și prezența când m-a văzut, a pus mâna la ei, mi-a zis, vai nu, nu-mi cere să-ți rat barba, lasă-mă că ți-o aranjez, eu te fac să arăți ca un viking. Că am văzut de viking, mi-a sunat interesant și a zis, bun, dacă mă poți arăta face ca un viking, dai drumul și fă geabul. Și după aia mi-a spus îndatorez un fagure, îi spus că sunt supărat, mi-a adus un fagure. De mine i-am adus doi faguri, săptămâna următoare m-am dus la Constanța și am adus doi faguri. Nu unul, pentru că femeia a făcut operă de artă, ca să spun sincer. Așa că sâmbătă m-am dus la biserică numai că aveam barbă, dar vreau să spun că aveam o barbă extrem de cool, spune pe astăzi, da? Și m-a aranjat și părul și așa mai departe și toată lumea a întors capul și s-a uitat la mine foarte. Bun, a trecut timpul, am fost la biserică, am fost invitat la masă, era acolo un concert de la conferința Bacău, că era concediu la mare și n-a avut loc să plece la Constanța, nici la Bălcescu, era și el acolo cu mine, mi-a pus câteva întrebări sarcastice despre credința mea și mai departe, dar în sfârșit mi-mi plăcea și mie barba, că am și îmi plăcea cum arăta. Trecut 10 ani și după 10 ani ajung pastor în aceeași biserică. Vreau să spun că a fost acolo cineva care niciodată n-a uitat că am avut barbă. Și totdeauna când prindea ocazia mi-amintea că am barbă. Și acum aflu că pentru a fi un adevărat adventist trebuie să porți barbă. Vreau să vă întreb. Când a fost barba simbolul ortodoxiei, întoarcere la spiritul pionierilor și când a fost barba simbolul spiritului lumesc. Trebuie să recunosc că ideea ca un viking sună puțin dubios, nu-i așa? Dacă ar fi spus de fapt să arăți ca un american din secolul XIX, probabil că ar fi sunat mai bine. Dar ce vreau să spun aici? Adevărul este că a te întoarce cultural la vremuri vechi este ceva care nu face niciun sens. Este ca și cum sămânța, hai să recăpătăm spiritul pionerilor. Și hai să dau un exemplu, da? Imaginați-vă că ai o plantă modificată genetic. Se poartă în timpul nostru. E o roșie modificată genetic, n-are niciun gust. Dar nu putrezește sau nu se stâlcește când e transportată. De altfel, n-are gust, n-are aromă, fiindcă lipsesc tocmai enzimele care o fac să se stâlcească. Și vrei să faci ca roșia asta să fie ca roșia din România. Țineți minte roșia din România și acum salivez când am găsit, așa? Bun. Și ce faci cu roșia asta? Cum o faci să fie ca roșia din România? O parfumezi cu tot felul de gusturi sau o condimentezi? O poți face să fie ca roșia din România? Nu, pentru că ADN-ul ei este diferit. Și aici este problema cu ceea ce numim creștinismul nostru contemporan. Și a schimbat ADN-ul. Este un mutant, de fapt mai rău, nu este nici măcar un mutant natural. S-a făcut o inginerie genetică pe el. Este altceva decât a fost înainte. Și noi încercăm să apară ca formă, îi punem barbă ca să fie în secolul XIX. Uităm că acei oameni care purtau barbă în secolul XIX aveau și altceva în mintea lor decât avem noi astăzi.
Și faptul că îți lași o barbă nu te aduce cu nimic înapoi la mentalitatea lor. Însă credința ori rabie, aici e principala diferență. Și credința noastră are nevoie să se întoarcă la sămânță, la ADN și să continue să crească. Deci, crede Pavel în tot ce spune legea și prorocii? Desigur că crede. Dar el înțelege că legea și prorocii este o sămânță care rodește într-un anumit mediu și pentru Pavel țar n-ai tot Imperiul Roman, nici măcar Iudeea, pentru că cu atât mai bogat solul cu cât este mai divers. Și aceasta se schimbă și el înțelege că de fapt credința în Iisus Hristos ca o revelație aparte nu contrazice credința în legii și prorocii, ci este concluzia sau împlinirea ei. Deși ca literă se contrazice. Noi trebuie să înțelegem că este un proces pe care nu-l dirijăm. Deci când spun că nu-l dirijăm, vreau să spun că putem să lăsăm barbă sau să radem barbă, dacă vreți. Putem să adăugăm al 30-lea punct de credință la cele 29 sau să tăiem. Da? Putem să ne întoarcem la o credință fundamentalistă sau să avem alta mai liberală, nu are nicio importanță. Problema este că sămânța se dezvoltă independent de felul de ce zicem noi și de felul cum gândim. Și datoria mea ca creștin este să înțeleg cum se dezvoltă sămânța și să merg în direcția seminței. Adică dacă vreți să spun în alte cuvinte, acest proces care este pornit de sămânță, acest proces al Evangheliei, nu este nici măcar un proces sub controlul meu sau al dumneavoastră. El merge singur înainte. Orice am face, noi nu-l putem schimba. Noi nu putem nici să-l întoarcem înapoi, că ar fi o nebunie, nici să-l ducem într-o direcție în care vrem noi, că nici asta nu se poate. El își are direcția lui și depășește puterea noastră de înțelegere la data aceasta. Era imposibil pentru un iudeu, ucenica lui Ioan Botezătorul, să înțeleagă ce va face Iisus, deși credea că Iisus e Mesia, și era imposibil pentru ucenicii lui Iisus să înțeleagă unde duce de fapt Evanghelia lui Iisus. La fel cum era imposibil pentru un creștin din secolul 1 să înțeleagă unde va ajunge creștinismul în secolul 21, de exemplu. Și noi în timpul nostru nu știm, de fapt, unde va duce această sămânță. Chiar dacă ne lăudăm că vrem să o păstrăm intactă, să nu se schimbe sau din potrivă vrem să o schimbăm să fie corectă politic, să fie la modă în timpul nostru, ambele sunt nebune egale. Pentru că nu avem niciun control aici. E ceva ce merge înainte fără ca noi să putem aduce unde ne duce. Ce putem face este să credem, să înțelegem cum se dezvoltă Evanghelia, să facem ce a făcut Pavel. A văzut pasul următor și a mers în direcția aceasta, fără să-i prinsă conștiință. Corel, bă, care-i camera, poftim. Da. 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 Niciodată. Niciodată. Întoarcerea la cuvânt nu există. Nu există. Da. Propozițional, verbal. Nu. Nu există. Din potrivă, tot ce există este cuvântul care se dezvoltă și merge înainte și ne merge. De fapt, aceasta este credința. Așa că, ce vreau să spun, dacă cred în misiunea bisericii mele, cred în faptul că biserica în care predic are o misiune. Și misiunea aceasta este nu să se întoarcă la cuvânt, să se întoarce la sabat sau la porc, să mai știu eu ce, pentru că aici este o înțelegere foarte îngustă. Este tocmai îmbrățișarea dezvoltării pentru viitoarea Evangheliei. Repet, noi nu știm unde ne va duce Evanghelia. Pământul rodește singur și omul doarme sau e treaz. Știe sau nu știe, înțelege sau nu înțelege. Dar nu știm niciodată, pentru că în general, dacă privim întreaga lucrare a lui Dumnezeu și dezvoltarea nu apare doar în cuvânt, trebuie să recunoaștem că dezvoltarea apare în orice domeniu al vieții. Începând de la fizică, la biologie și științe sociale, peste tot, totul la ora actuală se studiază în dezvoltare. Aceasta e paradigma pentru că asta e cea reală. Bun. Dacă observăm, e un lucru clar pe care orice om de știință îl va spune. Nu știm cum va arăta Universul peste 50 de miliarde de ani. Da? Știm cum arăta acum 13,6 miliarde de ani, știm cum arăta, nu știm cum arăta, da?
Același lucru vă spun, poate aici într-un domeniu mai controversat despre viață. Nu știm ce se va întâmpla. Încălzirea globală. Contrar prejudecăților, nu există, de fapt, o certitudine în lumea științei, așa cum nu există o certitudine în lumea celor care contractă știința. Omul de știință spune, e probabil, posibil, așa și așa. Nu știm ce se va întâmpla. Nu știm ce se va întâmpla în istorie. Aici este problema, aici este locul credinței. Credința că există, într-adevăr, o forță în cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar în lumea noastră, pământul, rodește singur, da? Care rodește înainte. Și să înțelegem pasul următor pentru a da hrană potrivită la timpul potrivit și asta tot ce putem face ca muritori și ca oameni limitați. Restul este mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.